Salutare prieteni, după cum spune și titlul, acesta este primul meu videoclip de YouTube. Pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt Răzvan Ștefan, prietenii mă știu de Bellevue, de fapt majoritatea persoanelor mă știu de Bellevue, unii chiar nu știu cum mă cheamă. Sunt o fire energică, am 23 de ani, îmi place să fac sport, îmi place mișcarea și nu în ultimul rând îmi plac lucrurile noi și să călătoresc acum pe bune, unii place să călătorească. Lucru ce îl arat foarte des pe profilul meu de Instagram, locul în care îmi arat o mare parte din activitățile mele zilnice. Cam atât despre mine, că am vorbit destul, sigur ne vom cunoaște mult mai bine pe parcurs. Poate ne vom strânge și mai mult, cine știe, și vom face și un Q&A sau de ce nu câteva activități interactive. Eu am o curiozitate, nu știu ce ați auzit voi, dar în ultima perioadă am stat de vorbă cu mai multe persoane de vârsta mea, mai mici ca mine și chiar persoane mai mari, care au un job sau lucruri de genul și chiar am rămas puțin surprins. Discutam în general așa despre viață, despre cum merg lucrurile la noi în țară și majoritatea spuneau lucruri de genul: abia aștept să termin facultatea, abia aștept să termin facultatea și voi începe o viață nouă în străinătate, nu am ce face aici și vreau să plec în străinătate, în străinătate este mai bine. Dacă aș mai avea vârsta ta, nu aș mai sta pe gânduri și aș pleca direct în străinătate, în străinătate voi, în străinătate în străinătate am, străinătate. După ce am auzit toate astea, ce am zis? Să fac o postare pe Instagram să văd ce părere aveți și voi. Și am făcut o postare de genul să fac o viață nouă în alt oraș. Au fost în jur de 43 de persoane care au răspuns, iar 88% au fost pentru da, adică chiar începe o altă viață în alt oraș fără niciun regret, fără niciun moment de mulțumire. Voi ce credeți despre asta? Adică e o chestie de moment sau e ceva ce ați vrea și voi să faceți? Lăsați în comentarii, chiar sunt curios de răspunsurile voastre. Am stat și m-am gândit ce ar fi să testez pe pielea mea cum este să trăiești în altă țară și nu doar să trăiești, să stai acolo, să călătorești. Ce ar fi să muncești acolo sau să vezi obiceiurile și să vezi cum e țara aia, dacă s-ar potrivi pentru tine sau nu. Iar pentru asta mi-am făcut o listă cu câteva țări pe care aș vrea să le vizitez și să le încerc, să vedem cum este acolo. Iar prima plecare este deja stabilă. Pentru a vedea cum evoluează lucrurile și care este prima țară pe care am ales-o, apasă butonul de subscribe și un follow pe Instagram. Fiți pe fază, o să urmeze lucruri interesante. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Eu sunt Bellevue și v-am pupat.